știm, dar nu prea spunem, și anume că societății românești nu-i prea pasă de sport. De asemenea, societatea românească n-a prea înțeles că pentru un popor sănătos avem nevoie de sport. Și ca să avem nevoie de sport, și ca să avem sport, avem nevoie de infrastructură sportivă. Ei bine, acestea nu sunt doar în teorie, și sunt și excepții, după cum bine vedeți astăzi, la Baia. Așa că, domnule primar, pentru că ați înțeles că un popor e sănătos prin sport, atât la cap cât și la corp, am să vă rog să primiți felicitările noastre și la mai mare. Mulțumesc, domnule Marșal de la Mugurel. Felicitări încă o dată, felicitări și dumneavoastră. Mulțumesc! Turceni, la această capodoperă a sportului din județul Turcia. Un stadion în plus înseamnă un spital în minus. Știți foarte bine. Sportul este un factor de educație. Iată că edilii aleși de dumneavoastră s-au gândit împreună, bineînțeles, și cu Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal, că ar fi binevenit această bază aici la Baia. Baia va fi un centru al fotbalului în acest județ. Urez succes și felicitări domnului primar pentru dedicarea care a avut-o pentru realizarea acestui măresc proiect. Felicitări și succes azi ca Mangia Baia. Hai Baia! Mulțumim! În primul rând, în al doilea rând, știți cum e cel mai greu să vorbești ultimul, că toată lumea cam spune tot ce are de spus. Dar în primul rând, Bucurel, te felicit pentru curajul de a pleca la drum cu această investiție. Vorbești cu cineva care știe ce înseamnă să depui un proiect, să-l duci la bun sfârșit. Nu trebuie să uităm și trebuie să mulțumim Compania Națională de Investiții pentru efortul pe care l-a depus și în acest proiect, pentru că fără susținerea lor financiară nu se putea realiza. Nu în ultimul rând, felicit și eu și Federația Română de Fotbal și pe domnul președinte și pe domnul președinte Bada și vă felicit pe toți, pe noi toți, că facem parte dintr-o societate care la un moment dat, poate în al 12-lea ceas, așa cum spunea și domnul prefect, avem obligația fiecare dintre noi să înțelegem că sportul nu este un moft. Și eu vin și spun mai departe. Ce se întâmplă în sport, dar mai ales în sportul de echipă, așa cum este și fotbalul, înseamnă un pilon principal în educația copiilor noștri, pentru că atunci copilul învață un lucru elementar și esențial. Doar în echipă putem să avem rezultate. Eu vă mulțumesc și să aveți o zi așa cum vă doriți dumneavoastră. Vă mulțumim și noi, domnule președinte.